Domnule Rednic, în sfârșit prima victorie în deplasare, cum a fost meciul de astăzi? A, greu. Greu, că noi ni l-am făcut greu. Iar am luat gol din corner, mă doare capul. Sper să nu se facă rău. Glumesc. Dar eu cred că e o victorie meritată, așteptată de toată lumea, de suporteri, de conducători, de staff, de jucători, pentru că perioada asta a fost grea, mai ales perioada de la început, când au fost multe schimbări. Jucătorii care acum sunt aici și au venit, au început să se integreze, din punct de vedere fizic nu stăm rău. Ne creăm și ocazii, în afară de gol am avut bară, am avut iară situații de a marca, am fost un pic egoiști la câteva faze și Kevin și Andrei și chiar l-am spus că importantă e echipa în momentul de față, să nu încercăm să jucăm pentru noi, să jucăm pentru echipă. Bine, acum sunt exigent pentru că am pățit-o în ultimile două meciuri. Deci ne-am jucat cu ocaziile și după aia am luat gol am luat gol și am pierdut puncte. Mă bucur că victoria asta mai mult ca sigur o să ne dea încredere. Trebuie să rămânem modești. Meciurile grele de acum încep. Vine meciul de cupă. O să dau posibilitatea și la alți jucători, cei care au fost aici, cei care au rămas acasă. Dar pregătim cu seriozitate și meciul de cupă, pentru că ne interesează cupa. Dacă ar fi să dați o notă echipei dumneavoastră după meciul de astăzi, cam ce notă i-ați acorda? 10 nu, că nu am fost de 10. Acolo un 7, că sunt destul 7, că ne-am jucat cu ocaziile și o echipă care are calitate. Deci nu sunt ca echipă, nu sunt puternici, dar individual au jucători foarte buni. Remarcam cel puțin în prima repriză, ați ratat destul de multe ocazii mari. Care este cauza lipsei de eficiență în fața porții? Ați avut 20 și ceva de șuturi astăzi. Poate precipitare, inspirație, au ales, eu știu, un loc să aleagă soluția simplă, au ales-o pe cea complicată, au mai făcut un dribbling. Și cum am spus, au mai fost egoiști, că aveau situații clare. Chiar mă surprinde Kevin. În prima repriză a avut două situații în care putea să dea pas. Ofosul era odată și odată Andrei n-a dat pas. Dar aici unde era pe mijlocul porții, a dat pas. Dar e bine. Eu le-am zis că a fost o perioadă dificilă. Și acum trebuie noi neapărat să acumulăm puncte. Am pierdut multe puncte. Deci noi am pierdut multe puncte pe mâna noastră. Și avem de recuperat. Și chiar mă bucur pentru prima victorie în sezonul ăsta, nu, Tudor? Da. Ce ți-au intrat banii? Sau vapoarele, cereale? Deci prima victorie de plasare, da? Atent, te rog, da? Sunt fac o prostie, să zic. Știți ce etapă urmează, bănuiesc? Trebuie să vă întreb, meciul cu Dinamo va fi un meci mai special pentru dumneavoastră? Toate meciurile sunt speciale. Mai ales după victoria asta, ar fi păcat să nu o legăm cu încă o victorie. Dar eu le-am zis că să nu cumva să trateze cu ușurință meciul de astăzi. Că și alte echipe, cum a fost Rapidul și Farul, au venit un pic pe vârfuri și au avut probleme. Și le-am zis că mai mult ca sunt echipe cu care ne luptăm pentru moment, pentru un loc mai bun în clasament. Nu vorbesc de retrogradare, că încă e devreme și nu o să fie cazul. Și un singur lucru mai vreau să vă întreb despre faza de la golul 2, una dintre cele mai frumoase faze, poate, din campionat. A plecat mingea de la portar și s-a terminat cu golul lui Ofosu. Vorbiți-ne puțin de acea fază și dacă asta vă doriți. Normal că sunt lucrate aceste... Păi nu, golul cu Rapid sau cu cine am dat gol? Cu Rapid. Iar au fost 11 pase, tot de la portar s-a plecat. Și aici tot 11. Sunt exerciții care se fac la antrenamente, automatisme, deja ei încep să știu să se înțeleagă, să înțeleagă ceea ce le cer eu. Și, dar oricum v-a zis că mai e mult de muncă, pentru că în apărare mă deranjează cam multe goluri. Două goluri am luat, două cu Rapidul, două acum, cam multe goluri am luat. Cam cât timp credeți că vă mai trebuie până ca echipa să arate cum vă doriți? Aveți așa un moment? Da, seama, nu. Acum n-am de ce să mă plâng. Lotul e foarte bun, am concurență, deci n-am de ce să mă plâng.
Nu mă deranjează. E greu acum pentru că jucăm din 3 în 3 zile și preocuparea noastră principală e să băieții să se refacă, să se recupereze cei care au ușoare accidentări, cei care au rămas acasă sau cei care n-au jucat azi să fie pregătiți și la meciul de miercuri în cupă să răspundă prezent, nu numai ca prezență acolo în teren, adică să facă tot ce e posibil ca să scoatem un rezultat bun, pentru că v-am zis, și cupa ne interesează. În regulă, mulțumim. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.